Președintele executiv al ALDE Dâmbovița, Ionel Petre, candidat pentru Senatul României, a afirmat în cadrul unei conferințe de presă că tot mai mulți oameni vin spre ALDE, iar pe 11 decembrie 2016 ALDE este o opțiune pentru dâmbovițeni. Totodată, liderul ALDE Dâmbovița a ținut să precizeze că ALDE are reprezentanți în toate cele 432 de secții de votare de la nivelul județului Dâmbovița. Filiala județeană Dâmbovița, ALDE Dâmbovița, a acoperit și acoperă toate secțiile de vot. Am făcut raportare cu 432 de persoane care acoperă secțiile de vot. În acest moment avem organizații locale în toate orașele din județ, au fost făcute, și cu mici excepții, din ce știu eu, număr de 6, și în celelalte localități. Excepțiile sunt printre cele pe care le-am mai notificat, Slobozia Mare, Valea Mare, Sălcioara, deci comune foarte mici. Am avut o pondere foarte mare de coagulare în această perioadă. Lumea vine către ALDE, vede în noi o opțiune politică serioasă, iar noi suntem zilnic în teritoriu, stăm de vorbă cu oamenii într-unul dintre orașe și câteva comune apropiate. Astăzi este rândul orașului Titu, vom merge în Titu, Braniște, Odobești și Podlogi. Vom lua pulsul nevoilor de acolo și îl vom transforma în niște probabil soluții cu care vom veni în fața dumneavoastră. La sfârșitul săptămânii, în județul Dâmbovița, vor veni liderii ALDE, Daniel Constantin și Călin Popescu-Tăricianu.